Examenul de bacalaureat a început astăzi cu proba scrisă la limba și literatura română, așa cum s-a procedat în cazul absolvenților de gimnaziu. Fiecare candidat a trecut printr-un triaj epidemiologic. Cadrele medicale de la intrările centrelor de examen au verificat temperatura tinerilor cu un aparat special. După ce au trecut de triaj, absolvenții au primit măști și au fost direcționați către sările de examen pe circuite separate. Candidații au avut 3 ore la dispoziție pentru a rezolva subiectele. La proba din acest an, subiectul principal a fost comedia, iar mulți dintre absolvenții, mai ales cei de la liceele teoretice, au declarat că li s-a părut o testare ușoară. Foarte ușor, am picat fix pe subiect, fix ce am învățat. N-am avut emoții prea mari, pentru că era sigur pe mine că am învățat. Și când am avut subiectul, zic gata, am picat pe subiect. Caragiale am înțeles, nu? Da. O scrisoare pierdută, floare la ureche a fost. N-am avut nicio problemă. Cum a fost să dai examen cu masca pe față? A fost puțin dificil pentru că speram că am greu, dar în rest m-am descurcat. N-a fost mare problemă. La ce notă speri? Undeva pe la 8-8-50. Minimul așa, după niște calcule estimative. Se poate și mai bine oricum. A fost bine, chiar dacă nu am repetat ca lumea opera, dar mi-am adus aminte de la simulare de acum un an. Și să sperăm că o să fie bine. La ce notă speri? Peste 8-50. Da, cam așa, sper. Cum a fost cu masca în examen? Nu a fost foarte rău, am avut geamurile deschise, nu... A fost bine, contrar așteptărilor. Sunteți o generație specială, din multe puncte de vedere. Da, dar așa s-a vrut, nu știu, asta e, măcar le trecem toți cu bine peste examene și după nu mai contează. A fost în regulă, eu recunosc că am trecut prin toate operele și n-am avut foarte mari emoții ca ceilalți, dar m-am descurcat. Comedia, nu? Da. Comedia, particularitățile ale unei comedii studiate. În rest? În rest, cu masca a fost în regulă, cred că asta o să fie întrebarea tuturor. Eu am avut niște doamne supraveghetoare înțelegătoare și ne-au spus dacă nu vă simțiți în regulă cu ele să le dați jos, dar cât am fost să-mi iau și eu telefonul și astea, am auzit că la alte clase nu i-au lăsat să dea măștile jos deloc. Acum presupun că am avut noroc. Ce notă speri? Îmi estimez undeva în jur peste 8-50 oricum, aproape de 9. Ușor, foarte ușor. M-am descurcat. Nu, n-a fost. Chiar mă așteptam să fie mai greu. Nu vă așteptați la comedie, nu? Ba da, sincer ne așteptam la comedie. Așa, în rest, cam atât. Ce notă crezi că iei? Sper la peste 9-50. Foarte ușor. Ce ți-a picat? O scrisoare pierdută, la subiectul 3. Și la subiectul 2, perspectivă narrativă. Ce notă crezi că vei lua? Sper peste 8-50. Cum a fost cu masca în examen? Cam nașpa, m-a deranjat la început, dar după a fost ok. Potrivit responsabililor educației buzoiene, 2 tineri au fost eliminați din examen pentru tentativă de fraudă, iar aproape 50 de candidați au absentat de la proba de astăzi. În județul Buzău au fost prezenți astăzi, la prima probă, 2675 de candidați, 47 au absentat. Niciun candidat nu a avut temperatură peste 37,3 grade Celsius, niciun candidat nu a susținut examenul cu subiect de rezervă, iar pentru tentativă de fraudă au fost eliminați 2 candidați. Drept consecință, acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele 2 sesiuni ale examenului de bacalaureat. Examenul de bacalaureat continuă miercuri cu proba obligatorie a profilului matematică sau istorie.